Deci sunt iară eu, Zidane, am venit cu a doua etapă de la clătitele mele cu chifir și amidon, cred că mă auziți bine. Uitați-vă cât de frumoase ele arată. Sunt gălbioare, da? Sunt molcăluți, ia uitați-vă, foarte frumoasă arată. Să iau una mai rece, deci, uitați-vă, da? Molcăluți, puhăvi. Uitați-vă cât de frumoase ele arată. Așa, tigaia, cum v-am spus, ea este bună. Eu întotdeauna o șterg puțin, da? Așa, aici pun că tavaua este mai mare. Pun o lingură mare sau un polonic mai mare. Aceasta este tigaia mai micuță. Deci mi se primește foarte frumoasă, ia uitați-vă, da? Deci în așa mod eu le prăjesc. Așa, mă-și vă arăt și asta, cred că vedeți bine. Întotdeauna eu lucrez cu o scobitoare mai mare pentru tigai, ca să nu rod tigaia, ca să stric tigaia. Așa, uitați-vă cum ele arată. Să o întorc și pe asta. Așa, uitați-vă, da? Arată foarte bine. Deci, într-așa mod, eu le prăjesc pe toate. Se fac foarte ușor, nu este nimic școală de făcut și mult greu. Dacă nu iubiți chifir, puteți să faceți pe lapte. Pe lapte, încă sunt mai subțirele iese. Așa. Deci, sunt formidabile, ușor, mai ales pentru copii. Eu aici am toate produsele aproape naturale, în afară de lapte, că lapte l-am cumpărat din magazin. Așa. Și deci, într-așa mod, eu le prăjesc pe toate. Ele sunt mai pohăve, ele sunt puțin mai groase, pentru că sunt pe chifir. Ia uitați-vă cât de frumos arată, cred că vedeți bine. Așa. Formidabil. Foarte bine arată și într-așa mod eu le prăjesc pe toate, nu nimic școală, aici nu nimic foarte greu de făcut, este simplu, ușor, numai că să ai răbdare, mai ales când noi le facem pentru familia noastră. Eu vă doresc o zi bună, un Hristos înviat și dacă am ceva nou, eu vin și vă arăt cu mare drag. Zidana Uzakovna.